veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. O altă faptă a firii pământești, minciuna. De data aceasta vom continua cu exemplele, nu însă înainte de a recapitula în scurt câteva noțiuni. Minciuna apărută prin Satan, care este dovedit de Domnul Iisus ca și tatăl al ei, condamnată încă din Vechiul Testament prin porunca nouă să nu faci o mărturisire mincinoasă, este foarte frecventă în cursul istoriei și va fi până în Apocalips, când va fi un proroc mincinos, urmând ca după aceea toți mincinoșii să fie afară scoși de către Dumnezeu, care este adevărul. Aminteam că sunt diferite forme prin care se manifestă minciuna, începând cu mărturiile mincinoase, cu jurămintele mincinoase, o formă care poate fi extinsă și la acel domeniu prin care noi, potrivit cu Exod, capitolul 23, versetul 1, să nu răspândeți zvonuri neadevărate. Un zvon neadevărat care nu este certificat din surse autentice, dacă noi îl purtăm mai departe, chiar dacă nu noi l-am pornit, el este de fapt o minciună pe care noi o perpetuăm. O altă formă era aceea prorociilor mincinoase foarte vaste în Biblie, și acesta este trist, în Matei 24:11 citim ceea ce spunea Domnul Iisus, că vor fi mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și diavolul completează această paletă de slujitori mincinoși cu Hristos mincinoși, apostoli mincinoși, învățători mincinoși, evangheliști mincinoși, toate acestea cu scopul de a induce prin prisma religioasă în eroare pe foarte mulți oameni. Aminteam o altă formă, cea a afacerilor mincinoase, a cântarilor nedrepte, ca într-un fel sau altul să nedreptățești pe cineva, să susții un neadevăr pentru a-ți însuși anumite bunuri materiale sau financiare. Mai notam noi fariseismul, în sensul că dacă afirmăm că suntem credincioși, avem părtășie cu Dumnezeu, ceea ce spune în 1 Ioan capitolul 1, dacă zicem că avem părtășie cu El și nu umblăm în lumină, suntem mincinoși. Apoi, toată pleiada de cărți care conțin atâtea și atâtea neadevăruri, toate istorisirile, basmele, toate povestirile științifico-fantastice și câte altele, care conțin în ele mult neadevăr, ceea ce am putea numi a fi minciună, sau chiar divertismentul și veselia și glumele, care sunt în mare parte minciuni. Măcar că firea pământească este impresionat în mod plăcut de aceste lucruri, Dumnezeu le condamnă și am văzut noi că le pedepsește foarte aspru. În fața Dumnezeu minciuna nu rămâne nepedepsită și aminteam de asemenea că efectele minciunii sunt foarte catastrofale, ele transmițându-se prin tată în fiu, moștenindu-se de către copii. Apoi aceste minciuni aduc o pată asupra adevărului, reducând credibilitatea celor care spun adevărul, dar într-o lume de minciuni este greu ca oamenii să mai creadă, să mai discearnă care este adevărul și care nu. Avantajele aduse de minciună sunt foarte scurte. Limba mincinoasă, spune cartea Proverbelor, stă numai o clipă, dar limba care spune adevărul va fi întărită pe vecie. Pentru a fi eliminată această minciună, este necesar în primul rând, și amintim doar două versete din Psalmul 119, versetul 104 și 163, pentru a ne lepăda de minciune este foarte clar și altfel nu putem decât dacă o urâm, în contradicție cu ceea ce avem în Apocalips, că unii iubesc minciuna. În versetul 104 citim, prin poruncile tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii, și 163, urăsc și nu pot suferi minciuna. Dacă noi vom proceda la o propovăduire a adevărului, la o susținere a lui, dacă îi vom desconsidera pe mincinoși, așa cum este scris în cartea Proverbelor, că un sărac face mai mult decât un mincinos, dacă îi vom disciplina pe copiii sau pe alți membri ai familiei în măsura în care se poate în domeniul minciunii, dacă la nivel de biserică nu vom avantaja pe cei care mint, ținând cont de ceea ce spune în cartea Proverbelor, capitolul 29, versetul 12, când cel ce stăpânește de ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt răi. Deci, penalizând minciuna, urând-o, vom putea să o eliminăm în parte, iar restul va fi eliminat de Dumnezeu la judecata de apoi.
Haideți să analizăm acum în continuare câteva exemple negative mai întâi și apoi câteva pozitive de pe paginile Scripturii și în multe dintre ele ne vom regăsi. Sunt minciuni diferite, mânați oamenii de motivații diferite, de diferite interese. Și unii au fost pedepsiți într-un fel, alții într-altul, unii s-au eliberat de minciună, alții au trăit mai departe în minciună și din toate acestea, fie din cele rele neurmându-le, fie din cele bune urmându-le pilda, dea Domnul să tragem un folos. Și nu numai atât, dea Domnul ca Duhul Sfânt să ne dea putere să ne desprindem de minciună. Cu aceasta ne vom desprinde de diavolul și ne vom apropia de Domnul, de Domnul Iisus, care este adevărul, numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Să începem lista negativă cu Satan, care este descris în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 44, în discuția Domnului Iisus cu iudeii. Voi aveți de tată pe diavolul. Nu că diavolul ar fi făcut vreun om, dar prin adopția care o facem prin ascultarea de el și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că el nu este adevăr. În el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui. Și noi de asemenea, ori de câte ori spunem câte o minciună, am împrumutat vocabularul lui Satan, am împrumutat tehnica și domeniul lui. Căci el este mincinos și tatăl minciunii. El încă din început s-a prezentat în cartea Genezei, în capitolul 3, la cei doi oameni, cu o minciună. Și le-a spus în Geneza 3 cu 4, atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. N-a fost aceasta o minciună? A fost o minciună categorică, dar oamenii n-au înțeles și n-au tras învățăminte înțelepte din aceasta. În capitolul 4, versetul 9, Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel? El a răspuns, nu știu. Și când colo era singurul care știa, nimeni altul nu știa, Adam și Eva, într-o primă fază unde era Abel, dar Cain știa. Numai că el a spus, nu știu. De ce a mințit Cain? El a mințit pentru că era de la diavolul, ne spune 1 Ioan capitolul 3. De aceea a mințit el. Dar a mințit să-și ascundă fapta lui. De multe ori oamenii mint când sunt interogați pentru a-și ascunde păcatele. Numai că dacă îi întrebăm, noi se poate schiva. Dar dacă te întreabă Domnul, au zis ce răspunde el în versetul 10. Și Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Glasul fratelui tău strigă din pământ la mine. Pe noi ne pot minți oamenii, dar pe Dumnezeu îl pot minți? De noi pot scăpa, dar Dumnezeu cunoaște minciuna și o pedepsește ca atare. Trecem acum la exemple de oameni, tot în cartea Geneze, capitolul 27. Avem aici o femeie deosebită pe de altă parte, este vorba de Rebeca, dar a fost prinsă într-un laț satanic, vrând să urmărească un scop. Rebeca a crezut că scopul scuză mijloacele. Citim în Geneze 27, versetul 11, Iacob a zis mamei sale, iată că fratele meu Esau este păros, iar eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu va pipăi și voi trece drept un mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul. Iacob avea această cunoștință că în urma minciunii s-ar putea să vină un blestem peste el. Dar mama sa i-a zis, blestemul acesta fiule să cadă peste mine. Ascultă numai sfatul meu și du-te și adu-mi. Cât de trist. Un părinte, vrând să urmărească un anumit scop, să-și învețe copiii să mintă. Și încă pe deasupra, ca și cum n-ar fi conștientă cu cine are de-a face, să accepte, așa cum au spus cei care l-au judecat pe Domnul, sângele lui să cadă asupra noastră. Și a căzut, blestemul acesta a căzut peste ea, fiind lipsită de Iacov multă vreme. Nu știm exact dacă s-a mai întâlnit apoi cu mama lui. Și a avut de suferit nu numai atât din partea nurorilor și din partea lui Esau. Să nu credem că Dumnezeu n-ar fi putut să schimbe traiectoria voinței lui Isaac, care voia neapărat să-i dea binecuvântarea lui Esau. Și Dumnezeu nu se putea folosi de o minciună. Nu este mijlocul folosit de Dumnezeu. Nici o minciună, citeam în 1 Ioan 2,21, nu vine din adevăr. Nu este metoda lui Dumnezeu. Dar uneori oamenii împrumută metode diabolice, în sensul și cu scopul de a împlini, zic ei, voia lui Dumnezeu. Ea avea un reper. Atunci când a fost însărcinată, Isaac s-a dus să întrebe pe Domnul. Și a avut un mesaj din partea Domnului că cel mai mare va fi robul celui mai mic. Probabil, zic, Rebeca, de la acest gând, a vrut să direcționeze ea voia Domnului. Numai că Dumnezeu n-are nevoie să fie ajutat. Dumnezeu
se ajute singur și când cineva a încercat să țină de carul Domnului, a fost lovit. Dumnezeu își poate susține lucrarea prin adevăr, fără minciună. Amin. S-a întâmplat mai târziu, în același capitol, și din versetul 24, că Isaac i-a zis, tu ești deci fiul meu Esau? Și Iacov a răspuns, eu sunt. Și el, săracul, n-a vrut să minte. Da? Mamă s-a zis. S-ar putea uneori să ajungem în această postură să mințim la indicația cuiva. Dar vom fi pedepsiți ca atare. Și întoarcem pagina, versetul 36, Esau i-a zis, nu degeaba i-a pus numele Iacov, că și m-a înșelat de două ori. Și dacă întoarcem în capitolul 29, versetul 23, seara, pe prima zi de ospăț, a luat Laban pe fica sa Lea și a adus-o la Iacov, care s-a culcat cu ea, și Laban a dat pe roaba fetei sale Lea pe Zilpa. A doua zi dimineața, iată că era Lea. Atunci Iacov a zis lui Laban, ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înșelat? Vă amintiți, am citit din Deuteronom 19. Dacă cineva depune o mărturie mincinoasă, care era pedeapsa? Să-i faceți cum a mărturisit el. Cum a fost mărturia lui și să-i răsplătiți. Iacov s-a deghizat și a spus, eu sunt Esau. Și Dumnezeu a îngăduit ca să fie și alta deghizată înaintea lui și să spună, eu sunt Rahela. Și când colo a fost Lea. Pentru mărturie mincinoasă, polița care trebuie să o plătești este exact ceea ce ai mărturisit. Un alt exemplu, în cartea Exod, capitolul 7, 8 și 9, l-avem pe Faraon, care a promis în câteva rânduri că va elibera poporul Israel, îi va lăsa să plece din Egipt. Citim doar din capitolul 8, versetul 8. Rugați-vă Domnului să depărteze broaștele de la mine și de la poporul meu și am să las pe popor să plece să aducă jertfe Domnului. Și tot în 8 cu 29, îi spune Moise, am să ies de la tine și am să mă rog Domnului. Pentru că în versetul 28 Faraon spusese, duceți-vă, vă las să plecați. Din versetul 32, dar Faraon și de data aceasta s-a împietrit inima și n-a lăsat pe popor să plece. Această făgăduință a lui Faraon a fost călcată în mod repetat. Și aceasta poate să apară printre noi. Își cere cineva ceva și îi promiți, îmi dai cu tare lucru? Îți dau. Și vine din nou și spune, ai spus că îmi dai, bine, îți dau. Ai spus că mă ajut sau ai spus că îmi dai datoria înapoi. Și aceste făgăduințe călcate în mod repetat sunt de fapt niște minciuni. Este adevărat, Faraon avea motivațiile lui și poate avea în jurul lui sfetnicii care i-au zis în final, în partea cealaltă, până când mai ții poporul acesta că nimicești Egiptul? Dar în momentul de față vrăjitori și toți consilierii lui bănuiesc că îl ajutau ca să mintă. Doar strâns făgăduia și în urmă retracta imediat. Biblia spune în cartea Eclesiastului, nu te grăbi să faci o juruință, dar dacă ai făcut-o, chiar dacă este în paguba ta, du-te și împlinește-o. Pentru că altfel treci drept un mincinos și vei fi pedepsit. Și faraon și-a luat pedeapsa și a murit în Marea Roșie. Și a fost lovit Egiptul întreg pentru aceste lucrări. Cu fiecare minciună a lui, mai venea încă o nouă plagă. Doamne, ajută-ne atunci când spunem un cuvânt să fie cuvânt. Să fim oameni de cuvânt, nu oameni de minciună. Spune Pavel și a spus și Domnul, da, a fost să fie da și nu, nu. Ce trece peste aceasta vine de la? De la cel rău. Sau a spus, este o minciună ce trece peste aceasta. De aceea este foarte important să ne cântărim cuvintele. Domnul Iisus spunea în Matei 12, versetul 36, în ziua aceea oamenii vor da socoteală de orice cuvânt care l-au rostit, pentru că s-ar putea să fi fost o minciună. Un alt exemplu, cartea Iosua, capitolul 7, îl avem pe Acan, care a zărit, citim aici în 7 cu 11, Israel a păcătuit, au călcat legământul meu pe care l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit. Le-au furat și au mințit. De regulă, furtul cu minciuna sunt veri dulci. Că dacă ai furat, trebuie să minți și dacă știi să minți, poți să furi. Că se ascund una după alta. Spune Acan în versetul 20. Este adevărat că am păcătuit. Și iată ce am făcut. Să vedem. 21. Am văzut o pradă de manta frumoasă de șiniar, 200 sicli de argint, o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit, le-am luat. Iată că sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Poate și copiii aceștia au văzut niște bani
S-au văzut un lucru frumos la un coleg de-al lor, sau tinerii, știu eu, la servici, sau noi ceilalți, sau în familie, sau știu eu unde, i-a uitat în jur și le-a luat. Ca și acel copil care i-a spus tatălui: tată, eu păzesc în sus, fratele meu în jos, dar către cer cine se uită? Nimeni n-a știut de furtul lui și de minciuna lui. S-ar putea totuși, mă gândesc, având în vedere că scrie aici, le-au furat și au mințit, să-l fi întrebat cineva, să fi întrebat probabil o sua în tabără. A furat cineva? Chitit, nimeni nimic. N-a furat nimeni. Numai că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit și un furt și o minciună îl deranjează. Și a stagnat cucerirea Canaanului pentru niște lucruri și pentru o minciună. Că pentru lucruri mărunte uneori noi vom fi scoși afară, spunea Dumnezeu, vulpile mici strică via care este în floare. Vreți să așteptăm până se trage la sorți, ca la Iona, să vedem cine e de vină, ca la Acan să vedem cine a furat, sau ar fi mai bine să ne ducem noi înainte? Mă gândesc că a fost un timp de răgaz în care Acan putea să-și mărturisească păcatul și să spună: iată ce am făcut, iată ce am furat, iată ce am mințit. Dacă ne mărturisim, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte orice fără de lege, inclusiv furtul, inclusiv minciuna. Dar dacă nu o mărturisim, rămânem încărcați cu ele. Domnul să binecuvânteze și copilașii, și pe noi cei mai în vârstă, și cât ar fi cineva de bătrân, dacă a mințit, să-și mărturisească păcatul și să se lase de el. Amin. Acesta Acan a fost pedepsit pentru ca toată adunarea să știe și să-i apuce frica și să nu mai mintă. Să fie un popor al adevărului, slujind unui Dumnezeu care este adevărat și sfânt. Un alt exemplu, tot Iosua, capitolul 9, versetul 6, este vorba de gabaoniți, o clasă de mincinoși. S-au dus la Iosua în tabăr la Gilgal și i-au zis lui și tuturor celor din Israel: noi venim dintr-o țară depărtată, acum deci faceți legământ cu noi, rețineți. Mulți mincinoși au o scuză în față. Ei n-au spus direct ce-i durea, dar în anexă au adus de fapt ce-i durea pe ei, problema lor. Ci în contractul, în scrisoarea normală, au spus o minciună. Dar în anexă au spus ceea ce de fapt vroiau ei. Dacă spuneau: noi venim dintr-o țară îndepărtată, nu știm de voi, acum faceți ce vreți. Cercetați. Dar nu, ei au venit cu o situație, o problemă în două puncte. În primul rând, noi venim într-o țară departată, și apoi spune partea a doua a versetului: acum dar faceți legământ cu noi. Când cineva aduce o motivație în față, de exemplu chiar și un copil când vrea să te mintă: uite mamă, să știi, m-am văzut cu tare și vreau să-mi cumpăr, auzi, dăm repede niște bani. Și mă duc cu un coleg undeva. Dar asta e, dacă le-ai puțin, unde vrei să te duci? Și la un poate afli că de fapt el nu vrea să-și cumpere, ți-a spus ție în prima fază. Dar faptul că el vrea să-ți spus meargă cu un coleg, asta doar puteai deduce că ce-ar vrea să facă cu bani. Deci o problemă în două puncte au dus ei și au repetat aceasta puțin mai târziu în versetul 11. Noi suntem robii voștri, și parcă iară insistent: acum n-ar faceți legământ cu noi, ce mă așteptați? Și uitați, spune aici în versetul 14, bărbații lui Israel au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Uneori mâncăm și noi din merindea multora, știți, unii poartă minciunile în traista lor și spun că sunt niște povești adevărate și vechi, dar de fapt poate sunt minciuni și sunt mucigăite doar așa, nu pe adevărat. Bărbații lui Israel, versetul 7, au răspuns heviților: uitați, poate că locuiți între noi, cum să facem legământ cu voi? I-au zis lui Iosua: noi suntem robii tăi. Și i-a încântat probabil pe evrei această idee, să avem niște robi. Uneori credem niște minciuni. Spuneam despre Țiba și Mefiboset. Cum le-a crezut David minciuna lui Țiba? Știți cum? Deschideți, vă rog, la a doua carte lui Samuel. Uneori ne este ușurată munca aceasta să credem câte o minciună. În 2 Samuel, capitolul 16, în versetul 2, după ce în versetul 1 spune care era bagajul lui, că au dus 200 de pâini, 100 de turte stafide, spus: măgare sunt pentru casa împăratului, pentru călărie, pâinile pentru hrana tinerilor și vinul pentru potolirea setei. Dacă venea Țiba cu mâna goală, poate că nu-l credea David, dar el a adus un cadou frumos și el, și după aia și-a spus minciuna. Gabonii au spus: noi suntem robii voștri, dar uite ce am vrea în urmă.
Să nu credem pe cineva până nu cercetăm, când este vorba de a face un lucru mai clar, mai categoric, pe urmă ne legăm și ne angajăm să facem ceva. Nu știm uneori după ce se ascunde minciuna. Minciuna din Eden a diavolului după ce s-a ascuns. Veți fi ca Dumnezeu. Și ei nu s-au mai gândit la moarte, la minciuna care l-a spus-o. Ei nu s-au gândit numai la fațada după care a spus diavolul minciuna. A spus, veți fi ca Dumnezeu, veți cunoaște binele și rău, pomul ăsta e bun de mâncat, e bun la gust, la privit. Și aia undeva la periferie o ascunsă. S-a prezentat un înger diavolic, îmbrăcat în haine de lumină într-o noapte la un frate cu mâinile la spate. Și tot l-a văzut în alb, da, să-ți văd mâinile. Și este diavolul uneori? Tot în alb, cu mâinile la spate. Pentru că mâinile sunt mânjite. Doamne, dă-ne harul să putem depista care sunt minciunile și să nu atragem în urmă anumite lucruri grele. Un alt caz, judecător 16, Samson. Avem aici ceva mai curios. Există o expresie care spune că Samson până a mințit a dus-o bine. Cum a spus adevărul, cum l-a părăsit Domnul. Privind superficial, așa e, nu? Până a mințit că îi vine puterea din dacă ar fi legat cu cuiul de la țesătură, dacă ar fi legat cu fune groase, este o minciună, nu? Despre o minciune, o bine. Când a spus adevărul că de unde vine puterea, l-a părăsit Domnul, nu? Mai uitați că aici în capitolul 14 și 16, unde Samson se întreținea cu amantele sale din Filistia, nu astea au fost primele minciuni, că puterea îi vine din legat sau din nelegat. Prima minciună a lui Samson a fost faptul când s-a dus să se căsătorească cu o fată din țara filistenilor și a spus o minciună care suna cam așa, eu am dreptul să mă căsătoresc cu tine. Asta a fost o minciună, că n-avea dreptul să se căsătorească cu ea. Și după ce spui o minciună, știți numai cu ce mai scap de ea ca să nu recunoști că e minciună? Tot cu o altă minciună. Și că un copil l-a trimis mama sa la adunare, era bolnav și s-a întors înapoi acasă. Și mama sa era una din aia care punea poveste lungă de întrebări. Și de-aia a fost la adunare? Am fost, prima minciună. Dar acum, ca să nu iasă adevărul, el a trebuit să mai mintă încă vreo 20 de minciuni. Pentru că mama s-a întrebat, dar cine a predicat? Eu nu știu, spune cu tare, cu tare, o minciună, că nu i-a ghicit. Dar auzi, sora cu tare a fost? A fost, poate nu a fost. Dar auzi, cu cine a fost? Dar cu tare. Și a spus vreo 20 de minciuni pentru copilul ca să ascundă prima minciună. Așa și Samson. Să-și ascundă prima minciună, el pornise un lanț de minciuni și acum n-a mai putut să iasă din minciunile sale. Și în final, când a spus adevărul, el de fapt era un adevăr după atâtea minciuni. Știți, cum ar fi încă un exemplu asemănător? Te întreabă cineva, bei? Nu beau. Dar de ce nu bei? Și dacă nu vrei să fii adevărul că ești pocăit, spui, mă doare stomacul, asta e o minciună. Sau, nu beau să conduc mașina. Dar auzi, nici altă dată n-ai băut și acum cum suntem vârst. Ba da, am băut altă dată, că n-am condus mașina. Și după o minciună trebuie să te mai vârsti cu o minciună. Deci când nu mergi cu adevărul în față, trebuie să se întâmple ceea ce spune în Isaia, capitolul 5, cu funile minciunii. Și te leagă cu o fune și te învârte cu alta, ca și pe Samson, și în final nu mai știi ce să faci. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Și nu ne lăsa să credem că lui Samson a mers bine cât a mințit. I-a mers rău chiar pentru că a mințit. Dar în final cine minte va ajunge să demaște singur. Că de fapt și chiar ultima a fost o minciună pentru că el n-avea dreptul să spună. El când s-a angajat să fie un nazireu, printre altele s-a angajat să păstreze secret și el a mințit nepăstrând secretul. Avem într-o situație asemănătoare în cartea Genezei, unii îl scuză pe părintele nostru Avram. Hai să analizăm cât de cât, fără să apăsăm prea tare. 20 cu 2 Geneza. Avram zicea despre Sara, nevasta sa, este sora mea. S-a temut să spună că este nevasta sa, să nu-l omoare oamenii din cetate, din pricina ei. Abimelec, știți, a dat soia de nevastă. Și citim în versetul 9 ce spune Abimelec lui Avram, auziți, îți spune nepocăitul ție ce ai făcut. Ce ne-ai făcut? Și cu ce am păcătuit împotriva ta de ai făcut să vină peste mine un păcat atât de mare? Auziți minciuna? Ce păcat mare a declanșat? Ai făcut față de mine lucruri care nu trebuiau făcute nici de cum. Și Avram a răspuns, îmi ziceam fără îndoială că nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara asta și o să mă omoare. Uneori mințim de teamă. Copiii mint de frică să nu-i bată mama. Uneori și tinerii mint. Ai fost cu cutare sau cu cutare? Ai făcut cutare? Nu! De ce mint? De frică de mama și de tată. Cum mi-a fost frică la Avram de Abimelec. M-am temut că nu-i nicio frică și mi-a fost mie frică. Începe Avram să o scalde. Și de altfel e adevărat că e sora mea, numai că nu-i fiica mamei mele. Știți, sunt aceste semi-minciuri și de altfel găsim noi, le potrivim, vorba noastră românească ne ajută și știm cum să le potrivim. Dar în sinea noastră noi știm că de fapt acoperim adevărul. Nu mai dăm așa un răspuns în diagonală, să treacă de la A la Z.
Și dacă e cazul, încă o diagonală pe dincoace și am cuprins totul. Și știm, uneori dăm răspunsuri așa puierile, care ne permit să fim elastici. Dar am zis că e și sora mea. A, nu asta am vrut să spun. Și ceea ce vă spuneam în principiile enumerate, că păcatul de minciună se transmite în copii, puțin mai târziu, în Geneză 26, în versetul 7, Isaac a moștenit exact același tip de minciună de la Avram. Oamenii aceia îi puneau întrebări cu privire la nevastă și el zicea, este sora mea? Dar de data asta mai se potrivea cum se potrivea la Avram. Deci la Avram, într-o anumită măsură, se potrivea că sora lui, dar la Isaac mai potrivea? Nu mai potrivea la Isaac deloc. Era verișoara sa. Da? Au crezut că merge ca și la tata său. Spunea aceasta ca să nu-l omoare oamenii locuia aceluia, fiindcă Rebeca era frumoasă la chic. Uitați, poate pare curios aici, n-a fost pedepsit Avram pentru minciună, ci a fost pedepsit Abimelec. Păcând la Anania și Zafira, a fost pedepsit ei pe loc. Ba, și mai curios, Petru, deschideți la Matei 26, a mințit. Matei 26 cu 69, când e vorba de lepădarea lui Petru. Petru însă se dea afară în curte, a venit o slujnică și i-a zis, și tu erai cu Iisus Galilean. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și a zis, nu știu ce vrei să zici. Avram n-a fost pedepsit, a fost pedepsit Abimelec. Se pare că Dumnezeu are barometrele sale de analiză a problemelor. Dumnezeu rămâne credincios și analizează problemele mult mai profund decât noi. Există posibilitatea aceasta ca Avram să fi greșit efectiv din frică, dar el tot timpul să fi stat cu frica în spate, ce am făcut. Petru, știți, Domnul l-a pus în temă, fii atent că nu cântă cocoșul până te lepezi. Dar și eu m-am rugat pentru credința ta să nu se piardă. Domnul avea un plan special și cu Avram și cu Petru și s-au ridicat. Și se pare că avem aceeași situație ca și în cazul lui David și Saul. Saul a păcătuit numai cât, dar s-a prăbușit de tot, David a păcătuit mult, dar a avut o revenire extraordinară. Uneori la Dumnezeu păcatele sunt cotate altfel ca la noi. Uitați, Dumnezeu l-a iertat pe Avram și l-a iertat pe Petru, dar i s-a meritat să ierte? I s-a meritat. Ce a ieșit din Avram și ce a ieșit din Petru? Dar dacă îl lăsa pe Anania și pe Zafira să mai trăiască, mai fentau, ăia probabil făceau ceva asociația oamenilor de afaceri și ea în biserica primară. Așa le era natura lor. Și Dumnezeu a folosit acest caz pentru Abimelec să-l trezească și pe el. Deci Dumnezeu are socotelele lui la care este bine ori să medităm adânc. Așa cum îi spunea împărăteasa lui Belșazar despre Daniel, am auzit că acest om poate să dezlege lucrurile încălcite. Sunt lucruri adânci, dar pe care privite în prisma și au ajuns apoi, le înțelegem mai ușor. Domnul a iertat pe Petru, Domnul a iertat și pe Avram, dar pe ceea căror inimă nu era deloc curată, Domnul nu i-a mai iertat. Pe un Saul care nu s-a mai redresat și a mers din rău în rău, nu l-a mai iertat. Dar pe un David care a păcătuit odată și a terminat cu aceasta și a scris în Biblie și a cerut iertare înaintea Domnului, Domnul a iertat și i-a făcut trecere. Un alt caz, 1 Împărați capitolul 13, avem aici un proroc mincinos, pentru că spuneam că o mare categorie de minciuni sunt rostite prin proroci. Acel proroc din Iuda s-a dus la Betel, a rostit acea prorocie împotriva altarului și împotriva lui Ieroboam, care a rămas cu mâna întinsă, s-a rugat apoi pentru împărat și a revenit. Și citim în 1 Împărați 13 cu 18 și el a zis, acel bătrân, și eu sunt un proroc ca tine. Și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis, adu-l acasă la tine ca să mănânce pâine și apă, îl mințea. Poate că scăpa dacă zicea numai atât, hai acasă. Cum a zis și Ieroboam? A spus, un înger a Domnului mi-a vorbit. Nu știu exact ce gând l-a mânat. Nu-i bine să deducem prea multe. Poate l-a mânat gândul să spună, păi eu mă flămân, nu-i da nimeni să mănânce. Hai să-l chem să mănânce. E un om al lui Dumnezeu. Hai să am o experiență și o părtășie cu el. Hai să văd dacă vorbesc Domnul cu el. Hai să mă pur și eu înaintea Domnului. Nu știu exact ce l-a mânat pe el să mint așa. Dar știu un lucru. Este scris în profet, când cineva ia în deșert numele Domnului și zice, așa vorbește Domnul și eu nu l-am trimis, va fi pedepsit. Dar ce e mai trist? Că a fost pedepsit și cel care a ascultat minciuna lui. Când ești încredințat pe un lucru că e scris în Scripturi sau că ți-a vorbit Domnul printr-un proroc, printr-o vedenie și vine altcineva să te întoarcă pe cealaltă parte, nu te lăsa îndus în oară la gândul că mi-a vorbit Domnul. Într-o localitate erau două biserici, dar mici. Nu erau mulți pocăiți, cum spunea cineva, unde sunt multe biserici, sunt puțin pocăiți. Și unul din ei, proaspăt întors la credință, nu vrea să meargă să unească cu biserica mare și l-a întrebat, de ce nu te duci? Mi-a vorbit Domnul că dacă mă duc acolo, mă lovește.
oamenii uneori cred asemenea lucruri și fac câte o greșeală din asta capitală. Că i-a vorbit Domnului, dar mințea. Și mulți vor fi amăjiți de asemenea profeții. Vor fi amăjiți să ia în căsătorie pe cutare și pe cutare. Vor fi amăjiți să fugă dincolo. A fost un caz, îmi povesteau frații ieri de către graniță. Le-a prorocit la unul, du-te că Domnul e cu tine. Și următoarea seară s-a lăudat și a spus, a plecat cu tare, după cum a avut prin mine, la care cineva l-a cotit și a spus, du-te măcar du-i mâncare că e la arest, dacă tot ai făcut. De multe ori ne lăsăm în duș și în eroare și ce e mai grav, că după ce am avut un mesaj, dacă te minte din start ca și ca Vauniți, spui, n-am știut, n-am întrebat pe Domnul, dar după ce ți-a spus Domnul, apoi să fii înșelat. Cu atât mai trist. Și în alt caz aici, tot în dreptul prorocilor mincinoși, 1 Împărați, capitolul 22, când cu Mica și cu prorocul lui Ahab, în legătură cu acel război pentru Ramotul din Galat, 1 Împărați 22 cu 20. Și Domnul a zis, cine va amăgi pe Ahab să se suie la Ramot din Galat să piară acolo? A răspuns unul într-un fel, altul într-alt. Și un duh a venit să înfățișeze înaintea Domnului și a zis, eu îl voi amăgi. Cum? Voi ieși și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis, îl vei amăgi și îți vei atinge ținta, ieși și fă așa. Întreb, poate să fie un duh de minciună în gura prorocilor Domnului? Dacă sunt ai Domnului? Biblia spune Iacov 3, prin aceeași vână ai zborului, nu poate ieși și alpă dulce și apa amară. Nu trebuie să fie așa, frații mei, să iasă și binecuvântarea și blestemul. Dar printre ai diavolului se poate, printre a lui Ahab se poate, prin gura celui proroc de la Betel s-a putut, dar prin celălalt de Iuda nu se putea dacă rămânea al Domnului. Un duc de minciună și sunt frecvente cazurile acestea prin țară. Este câte un om bolnav și oamenii îi prinde mila pe unii proroci și când iau de pe frați cum se roagă, îi trage nădejde că Domnul să-l vindice și ca să-i îmbărbăteze, rostesc câte un cuvânt, că Domnul va lucra. Și de multe ori ne bizuim pe această încredere mincinoasă și spune, frate, am avut descoperire că se vindecă și ce-i mai trist, spune la aia de afară, Domnul să-l vindece. Și la noi în zonă a fost un asemenea caz și s-au legat, s-au făcut 7 zile de rugăciune și fiecare seară acolo și s-a făcut vâlvă în comună, la Vitra, și venea acel tânăr, numai cât venise din armată, a decedat. În gura prorocilor lui Ahab a putut Domnul să îngăduie acel duc de minciună. Dar dacă își cerea permisiunea, lasă-mă să mă pun în gura lui Mica, aproba Domnul? Țineți minte în cazul lui Iov, a spus să-ți dau atâta și atâta, dar mai mult? Nu. Doamne, ajută-ne să rămânem pe poziție și să nu facem asemenea greșeli. Un alt caz asemănător, Ieremia 28, spunea că uneori din bunăvoință. Este un proroc undeva în zona Bistriței care este prins de un păcat mai grav și încă oamenii merg de prin țară la el și el prorocește. Și cineva l-a întrebat, omule bun, dar tu știi ce ai pățit? Tu știi că noi te-am oprit și știi ce s-a întâmplat cu tine? De ce prorocești? Frate, vin pe capul meu. Vin pe capul meu, se roagă într-una și nu mă lasă în pace. Și atunci, din instinctul meu de proroc, de a proroci, prorocesc. Ieremia 28, acest Hanania, mie-mi bine să cred că a văzut starea poporului amărât. Și în 28 cu 2 a zis, așa vorbește Domnul, eu sfărâm jocul împăratului Babilon, cine nu-și dorea asta? Păi își doreau, nu? Să se întâmple așa ceva. Peste 2 ani voi aduce înapoi toate vasele acestea. Dar de ce nu a citit prorocia că trebuie să stea 70 de ani, nu peste 2 ani? Că știm că avem prorocitul lucru, că e scris în Biblie, să ne așteptăm să ne vorbească Domnul altceva, că Dumnezeu nu-și calcă cuvântul. Îi voi aduce înapoi în locul acesta, voi sfărâma jocul. Prorocul Ieremia a răspuns prorocului Hanania, versetul 5. Amin, așa se facă Domnul. Sau altfel spus-o Ieremia, eu nu sunt potrivă să nu se termine robia, să dea Domnul să se sfârșească robia. Numai, îi spune versetul 15, Ieremia, a zis lui Hanania, ascultă Hanania, Domnul nu te-a trimis, ci tu insufli poporului o încredere mincinoasă. Și după astfel de încredere mincinoase, oamenii nu mai cred nici prorocii adevărate. Ziceau un frate pățit. Și până la urmă rămânem cu prorocii din Biblie. Nu că rămânem numai cu ea, că mai sunt și printre noi. Dar are diavolul mulți pe care îi păcălești. Multe duhuri de minciună. Doamne, ține Tu prorocii Tăi pe ziduri. Să facă Domnul lumină. Și ai Lui să vorbească, Mica să nu tacă, să fie pus să jure, numai așa să spună, dar ceilalți să n-aibă cuvânt în fața Domnului. Amin. În Noul Testament avem cazul lui Ananie și Safira, în Fapte capitolul 5, un complot de minciună
Versetul 2. A oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, a adus o parte cealaltă la picioarele apostolilor. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima? Vedeți? La Anania și Safira deja era umplută inima, nu era așa o minciunică scăpată din greșeală. Era plin de minciună. Și s-a ascuns o parte din... Dacă nu o vindeai, nu rămânea a ta. Dacă o vindeai, puteai să faci ce vrei cu ea. Cum ți s-a putut naște un astfel de gând? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Minciuna, în primul rând, este un atac asupra adevărului și adevărului Dumnezeu. Nu eu susțin adevărul în lumea aceasta, nici vreun alt om. Dumnezeu îl susține și când minți, ești trecut în tabăra diavolului și ai declarat foc împotriva taberei lui Dumnezeu care susține adevărul. Apoi a venit și ea și a spus: cum de v-ați înțeles voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Faptul că a fost un păcat cu voia la ei, n-a fost un păcat din greșeală, nici sub forță, că dacă nu spuneau drept, pățeau ceva. A fost un păcat din liberă alegere, un păcat care le-a umplut inima, un păcat care i-a cuprins. Și ar fost un centru, un nucleu demonic care s-ar fi răspândit apoi ca niște raze în biserică. De aceea au fost pedepsiți ca atare, n-a fost o simplă minciunică. Nu, nu. A fost o minciună hotărâtă, anticipată și de comun acord pentru cei doi soți. Și un alt caz, tot în Noul Testament, minciună de care să ne păzim cu toții că va fi de o învergură mondială. 2 Tesalonicenii, capitolul 2, versetul 11. Din această pricină, menționată în versetul 10, pentru că n-au primit dragostea adevărului. Vedeți? Cine nu primește adevărul, va trebui să primească minciuna. Dacă nu crezi un adevăr, vei crede automat o minciună. Nu poți să rămâi pe o poziție independentă. Ori crezi adevărul, ori crezi minciuna. Pentru că n-au primit dragostea adevărului, din această pricină, din pricina respingerii adevărului, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. A spus Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan: a venit eu în numele Tatălui și nu m-ați primit. M-a venit altul în numele Lui și pe acela îl veți primi? Că nu se poate să rămâi în afara lumii acesteia, guvernată ori de Dumnezeu, ori de diavol. Va fi o minciună greu de descifrat, pentru că deschideți la Apocalipsa 13 cu 13 și 14. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar se pogoare foc din cer în fața fiilor oamenilor. Și amăgea, sau altfel spus, mințea pe locuitorii pământului prin semnele pe care Dumnezeu să le facă în fața fiarei. Diavolul va forța minciuna lui cu semne și minuni și cu toate amăgirile nelejuirii scrise în Tesalonicenii, ca să ne facă să credem o minciună. Dar nu ne va putea face să credem minciuna lui, pentru că noi am crezut adevărul lui Dumnezeu. Rămâne numai să rămânem statornici în acest adevăr și numele Domnului să fie binecuvântat. Amin. Până aici exemple negative, luăm câteva pozitive. Tit, capitolul 1, versetul 2. Dumnezeu care nu poate să mintă. Și cine e născut din Dumnezeu, spune Ioan, capitolul 3, nu poate să păcătuiască. Sau 1 Samuel, când Samuel a vorbit despre Saul, spunea 15 cu 29, căci cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește, căci nu este un om ca să-i pară rău. Dumnezeu nu se înclină cum bate vântul. Dumnezeu este același, adevărul lui rămân peste veacuri. El nu minte, în al doilea rând. 2 Corinteni 11 cu 31 spune Pavel despre sine însuși. Cum îl vede el pe Dumnezeu în raport cu adevărul și minciuna? Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. Noi putem să mințim și pe Iosua, și tot Israelul, și biserica, și familia, și părinți. Nu mint! Dar Dumnezeu știe dacă minți sau nu minți. Dumnezeu nu minte și Dumnezeu știe când minți și știe când nu minți. De-aia noi mințim pe Dumnezeu întotdeauna, că pe alții nu știe că i-a mințit. Dar Dumnezeu știe că l-a mințit. De aceea El este mințit cu orice minciună. El este mințit în primul rând, că El știe. Și adăugăm Psalmul 5 cu 6. Și pierzi pe cei mincinoși. Domnul răște pe oamenii care varsă sânge și înșeală. Înșelăciunea aceasta a minciunii. Dumnezeu pedepsește aspru. Un al doilea exemplu, Domnul Iisus. În dreptul adevărului, citim Matei 22 cu 16. El ca adevăr a venit într-o lume a minciunii. Că de-aia spunem noi că ne este greu uneori să nu mințim, că trăim într-o lume a minciunii. Dar Domnul Iisus a luat trup de om, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Plin de har și de adevăr. N-a avut minciună nimic. Și a locuit printre noi, a trăit și el, un om simplu, un tâmplar și apoi printre ceilalți. Pavel, Dumnezeu a știut el că nu minte printre frații mincinoși, într-o lume plină de minciuni. Matei 22 cu 16, au recunoscut și alții despre Domnul Iisus că el este un om al adevărului.
22:16. Învățătorul, le știm că ce ești adevărat, că înveți pe oamenii calea lui Dumnezeu în adevăr și că nu-ți pasă de nimeni și nu cauți la fața oamenilor. Domnul Iisus a întrebat ucenicii, oamenii ce spun despre mine? Nu puteau să spună nimic rău, nu puteau să-i dovedească o minciună. În Apocalipsa 19 cu versetul 11, unde este declarat cel adevărat, apoi am văzut pe cel ce se cheamă cel credincios, cel adevărat, el judecă și se luptă cu dreptate. Iisus a trăit într-o lume ca noi și a ajuns sus la Tatăl glorificat, numit cel adevărat. Atunci când a fost într-o postură dificilă pus, că suntem în fața autorităților, ce să facem? Putem să mințim, să scăpăm pe cineva? Și se amintea acel răspuns spus de Domnul Iisus, când veți fi în fața autorităților, să nu vă puneți întrebarea ce veți răspunde, că Duhul Sfânt vă va da ce aveți de răspuns. Duhul Sfânt ne va da. Totuși Domnul Iisus, într-o situație dificilă în fața lui Pilat, a închetat în Ioan capitolul 18, versetul 37-38. Atunci Pilat a răspuns, un împărat tot ești. Da, sunt. M-am născut în lume ca să mărturisesc despre adevăr, frați și surori. Noi mărturisim adevărul. Încape și minciuna pe lângă el? Și citim în 9:9. A intrat iarăși în odaia judecată și a zis, de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Orică Duhul Sfânt te va lumina ce să răspunzi. Și pentru Dumnezeu nu-i mare lucru să te scoată din impas. Dumnezeu în fața unui perete de beton îți face ușă și ieși pe acolo. Și îți dă o înțelepciune când găsești un răspuns. Nu știu cum, dar Dumnezeu are putința aceasta. Sau ai posibilitatea să taci. Noi judecăm după Scriptură și după lege. Noi nu putem să ne dăm dreptul să mințim, nici într-o situație. Nu ne lasă Scriptura. În situații dificile, Dumnezeu va lumina pe fiecare ce aveți de făcut. Există o situație în Ioan capitolul 7, când unii spun că Domnul Iisus ar fi răspuns așa, o semi-minciună. Nu este adevărat. Este chiar una din răspunsurile acestea înțelepte. Sunt răspunsuri înțelepte care trec pe la mijloc. În 7:3, i-au spus frații lui, pleacă de aici, du-te în Iudeia ca să vadă oamenii lucrările care le faci. Versetul 6, Iisus le-a zis, vremea mea n-a sosit încă. Suiți-vă voi, versetul 8, eu încă nu mă sui la prasnicul acesta. N-a zis, nu mă sui, încă nu mă sui. Pentru că citim în versetul 10, după ce s-o sui frații lui, s-o sui și el. Dar nu pe față, ci pe ascuns, eu încă nu mă sui. Domnul în înțelepciunea lui are asemenea răspunsuri încât evită minciuna, dar îi prinde pe cei înțelepți în înțelepciunea lor și îi dovedește nebuni. Fără să se compromită și să facă aliaș cu diavolul. Cum? Aceasta este în posibilitatea lui Dumnezeu să o facă. Amintim și două cazuri de oameni. Iov 24:25 declară el în dialogurile avute cu prietenii săi. Nu este așa? Cine mă va dovedi de minciună? Cine îmi va nimici cuvintele mele? Și poate a zice noi, nu, este adevărat, Iov a mințit. Un om la desnădejde să nu mintă. Pentru că Dumnezeu a spus, ați văzut pe Iov? Asta nu minte. Dacă era mincinos, ce spunea diavolul? Doamne, stai puțin, nu fac convenții cu tine. Nu e a tău, e și de-a meu, are și de-a mele minciuni. În dreptul meu, contra costa acțiunilor mele, am dreptul asupra lui, dar n-a avut. Pentru că Dumnezeu a declarat mai târziu Iov 42, versetul 7. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman, mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept cum a vorbit Iov. Iov a vorbit drept, n-a mințit. Și scris așa la începutul cărții Iov, în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Nici la durere să nu minți. Doamne, dă-ne această putere în neprihănire. Asta cred că întrece pe cărturarilor și fariseilor, neprihănirea asta fără de minciună. Și un caz din Noul Testament, Roman capitolul 9, versetul 1, în dreptul lui Pavel, spune aer referitor la ceea ce gândea. De multe ori noi spunem cuiva, frate, eu te iubesc, frate, eu țin la tine, fraților, eu țin la biserica asta, eu mă devotez. Dar cine știe dacă e așa cum spui sau nu? Dar spune Pavel aici, spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Spuneam că Dumnezeu știe când minți, dar și cugetul tău știe. Ții martor cugetul tău că nu ne-ai înșelat niciodată și că n-ai mințit? Asta e treaba dumitale, dar în final vei răspunde de ceea ce faci. Și încheiem cu o altă clasă de oameni care n-au mințit, Apocalipsa capitolul 14, versetul 5, 144.000, în gura lor nu s-a găsit minciună. În gura lor nu s-a găsit minciună. Dea Domnul, cel puțin de acum încolo și în gura noastră nu mai se găsească minciună. Și fiecare din noi spune, Efeseni capitolul 4, să spună aproape lui său, adevărul. Când ai spus adevărul, adevărul te face? Te face slobot și nu mai ai nicio grijă să te îmbâți roată ca după minciunile lui Samson. Te duci liber înainte. Pentru că lanțul minciunilor este foarte dificil. Aminteam acel verset
Din Isaia capitolul 5, versetul 18. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funile minciunii. Sunt așa niște funi ale minciunii care te trag. Și te-ai lăsat prind într-o cursă, te trage mai departe. Și este o rețea întreagă, ca și niște curse demonice, niște funii trase. Și ne trage diavolul după el. Și nelegiuirea cu păcatul cu șleau unei căruțe, spune aici mai departe. Ar fi indicat așadar să le pădăm minciuna. Și spuneam din Psalmul 119, urăsc orice cale a... Numai atunci te scapi de minciuni, când le urăști. Păi când iubești minciuna, vei pacifica cu diavolul. Doamne, ajută-ne să iubim adevărul. Spune Psalmul 45 despre Domnul Iisus că este cel mai frumos dintre oameni. Știți de ce? 45:7. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. Nu se poate să fim pasivi. Frate, eu iubesc binele. Eu n-am treabă nici cu care fac rău. Nu-i treaba mea, nu suntem noi judecători. Și adevărat, într-un anumit punct de vedere. Dar trebuie să urăști răul. Urâți răul toți ce iubesc de Domnul. Nu se potrivește minciuna deschisă la Proverbe 17:7. Auziți ce spune aici? Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun. Cu atât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Păi ce viță mai aleasă decât copiii acelui preanalt? Există viță mai aleasă? Au zis, nu se potrivesc minciunile la un asemenea om. Adică nu stă bine. Mai bine să auzi pe un nebun spunând un lucru frumos decât să auzi pe un copil al Dumnezeu mințind. Asta e ceva josnic de tot. Să iubești minciuna, să iubești pe diavolul și păcatul. Doamne, ajută-ne să o rupem cu păgânătatea. Și dacă astăzi a mai amințit cineva, să dea Domnul să fie ultima minciună. Și de acum să iubim adevărul, căci adevărul ne va da viața veșnică. Ne va face slobos și vom îndrăzni ca un leu tânăr, cum spune cartea proprie. Și ne va minți? Ulșorul nu merge de multe ori. Și vom cădea în lați, în ispite și în multe alte rele. Domnul să ne păzească și să fie cu noi în toate. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.